Mai mari poliției iau măsuri după ce în spațiul public au apărut tot mai multe filmări în care polițiștii sunt umiliți de cei pe care vor să-i imobilizeze. Până la un nou set de proceduri au început pregătirea tactică. Prin rotație, timp de două zile, polițiștii din întreaga țară, de la rutieră sau de la ordine publică, vor fi instruiți de către cei de la acțiuni speciale. Sunt exemple de cum se acționează în teren cu oameni obișnuiți, neînarmați, dar furioși. Și exemple de cum trebuie să acționeze un om al legii. Poate să intervină sau să nu intervină o greșeală când polițistul somează. În momentul în care cetățeanul nu respectă aceste dispoziții, conform legii, polițistul este abilitat să folosească forța. Polițiștii de la circulație și ordine publică învață acum tehnici de imobilizare pentru ca scenele filmate și apărute în spațiul public în ultima vreme să nu se mai repete. Acest lucru vrem să facem, să uniformizăm, să creăm acele deprinderi, acele abilități, acele reflexe ale polițistului pentru a acționa corect și a se proteja pe sine, dar și pe cetățenii în același timp. În capitală, până în acest moment, s-au școlarizat, dacă putem spune așa, 700 de polițiști de la Brigada Rutieră și de la Ordine Publică și urmează și restul polițiștilor să participe la cursurile de două zile, care practic îi învață cum să reacționeze în teren. Cursanții de astăzi spun că meseria se învață în stradă. Deși sunt tineri, s-au confruntat deja cu o mulțime de cazuri care i-au pus în dificultate. Am avut parte de un ultraj. Aveam cam vreo 6 luni de când eram polițist și, într-adevăr, nu am fost foarte bine pregătit. Învățați pe cursanți. Să fie polițiști. Pregătirea fizică este obligația de serviciu a polițiștilor și trebuie să se desfășoare în funcție de structură de la 4 la 8 ore pe săptămână.